La ora 15 voi avea la guvern o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai Partidului Social Democrat exact pe această temă. Eu vreau să vă aduc aminte că am fost cel care la buget i-a spus domnul Ciolacu să vină să-i pezim bugetul, nu am nimic de ascuns, nu a venit. Când a fost vorba în pandemie de specialiști în state, am spus că sunt dispus să ascult soluțiile Partidului Social Democrat, nu a venit. Să vedem mâine dacă Partidul Social Democrat va da curs invitației să discutăm despre un program care interesează pe toți românii, Programul Național de Redresare și Reziliență. Deci mâine la ora 15 este această întâlnire.